Se spune că nicio durere nu e mai mare pe lume decât durerea de măsea și mai ales dacă te apucă noaptea. La Buzău, cei care au dureri dentare pe timpul nopții nu au decât să aștepte dimineața, deoarece nu există un cabinet dentar de urgență. Un astfel de cabinet destinat urgențelor stomatologice va fi amenajat la Spitalul Județean, odată cu reabilitarea unității de primiri urgențe. Acest lucru va mai dura însă cel mult 2 ani. După cabinet de urgență la UCU va trebui un cabinet în spital, în ambulatoriu, în care medicii care vor fi angajați la Spitalul Județean să asigure gărzile și totodată ca ceilalți medici să vină în ambulatoriu pentru tratamentul respectivelor probleme. În stomatologie, urgența, dăm o definiție per total, urgența reprezintă ceva ce spune viața în pericol. Într-adevăr, au fost și cazuri în care, cunoscute în literatură, în care pacienții s-au sinucis din cauza durerilor dentare. După 1989, cabinetele dentare au fost primele entități medicale care s-au privatizat. De atunci, stomatologii din Buzău au renunțat treptat la serviciile pe timpul nopții, iar urgențele sunt rezolvate doar cu insistență și cu costuri foarte mari.